în șaun. Eu nu m-am amestecat în deciziile din Republica Moldova. Mi-am spus părerea. Și atât. Dacă în timpul vroiam mai mult sprijin, n-aveam cum să îl dau. În ce relație sunteți astăzi cu liderul PL Mihai Ghimpu? Doamnă, n-am mai vorbit cu Ghimpu, cred că de vreun an. Da, ce a stat la baza neînțelegerilor? Nu știu, doamnă, întrebați-l pe el. Eu nu m-am simțit neînțeles în relația cu Ghimpu, cu atât mai mult cu cât este singurul unionist, dacă vreți, din singurul partid unionist. Așa că n-aveam niciun motiv să am neînțelegeri cu domnul Ghimpu.